astăzi o avem pe sora Ligia, măcelară de la Timișoara, cred că o știți. Și sper să fim îmbărbătați și să ne scoatem din urmă, ca să zic așa. Pentru început vreau să o invit pe sora Mihaela să cânte o cântare și dacă știți, puteți să cântați împreună cu ea. Apoi fratele Ghiță Duran o să ne conducă într-o rugăciune de început a zilei de astăzi și câteva îndemnuri de la fratele Marțian și apoi să ne liniștim sufletele și să ascultăm ce vrea Domnul să ne spună și prin Ligia. Mulțumesc încă o dată tuturor care ați venit. Ne bucurăm să vă revedem. Și vreau să vă zic că, deși noi ca și părinți nu ne-am întâlnit, între timp am început o altă lucrare mai mică, tot în cadrul acestei lucrări. Cea cu adolescenți, poate ați auzit, ne întâlnim cu copiii dumneavoastră. Motivul, de fapt, al lucrării e faptul că aveți în familie un copil special. Ne întâlnim cu acești copii o dată pe lună, în prima sâmbătă din lună, înainte de cină. E ușor așa de reținut. Și avem un timp minunat împreună, așa că vă rugăm să îi încurajați pe copiii dumneavoastră. Mai sunați pe Mariana Luca, pe Mihaela, pe Mariana Bauma, în fiecare din ce oraș sunteți, sau pe mine. Și nu uitați, în fiecare sâmbătă din lună, de la început de lună, avem întâlnirile astea. Și noi, de obicei, anunțăm, da? Vă invităm cu drag fiecare care dorește. Haideți acum să o ascultăm pe Mihaela. Aș vrea să ne bucurăm împreună de acest timp. Dumnezeu să pregătească inimile noastre și ne-am gândit să începem cu o cântare care să ne împărtășească inima. Fiți binecuvântate! Când ești lângă mine, nu mă tem de niciun rău, căci mă încred în tine. Ceea ce se va face aici ca să puteți să aplicați acolo, acasă, unde vă confruntați cu anumite probleme. De aceea să ne încurajăm și să ne întărim în Cuvântul lui Dumnezeu. Se va vorbi astăzi aici despre părinți și copii. Despre relații în familie. Și în câteva cuvinte aș vrea să vorbesc despre legi din ultima vreme privitoare la aceste relații. Părinții au existat dintotdeauna. Și cum să ne raportăm la copii și cum să ne crește copiii în frică de Domnul, ne învață Biblia. Și noi avem în primul rând, ca ghid în viața noastră, Cuvântul lui Dumnezeu, care se da și amin și este o lumină pentru picioarele mele, cum spune psalmistul. Până și felul în care ne raportăm la copii.
și modul în care îi creștem și îi educăm, măsurile pe care trebuie să le luăm în ceea ce privește creșterea lor, în momentele lor de neascultare, toate ne sunt arătate în Sfânta Scriptură. Că în vremurile din urmă aceste relații se vor schimba, știm bine, din profețiile biblice. Și atât că vin legi care să ne împiedice să acționăm asupra copiilor noștri așa cum știm și cum ne învață Biblia. Sunt legi care încurajează răzvrătirea și ne împiedică să luăm măsuri în cazurile acestea. Și știm bine ce se întâmplă în jurul nostru. Și aceste legi, aceste noi reguli, se abuzează până acolo încât părinți sunt despărțiți de copii. Copiii sunt luați din familie. De ce am abordat acest subiect vis-a-vis de relațiile părinți-copii? Pentru că ieri la Strasburg s-a adoptat o rezoluție privitoare la aceste relații. Care vine să acorde sprijin, un sprijin legal familiilor care au avut de suferit în această cauză și este arhicunoscut cazul Botnariu din anii 2015-2016. A fost mult mediatizat și cu siguranță știți și dumneavoastră că dintr-o familie de credincioși care trăia în Norvegia, o familie mixtă din tată român și mamă norvegiancă, toți cei 5 copii au fost luați. Din cauza măsurilor luate de disciplinare, dar mai mult decât atât, din cauza educației religioase. Vedeți dumneavoastră, pentru că ni se impun niște reguli ceea ce privește felul în care ne raportăm la copii, vom avea de suferit. Și au fost multe astfel de familii în situația aceasta. Noi aplicăm regulile pe care ni le arată Scriptura. Dar sunt oameni care nu sunt de acord cu aceasta. Ei bine, rezoluția adoptată ieri și care este motivul pentru care încep cu aceasta, vine să acorde un suport legal familiei. Nu se poate recurge imediat o astfel de măsură. Trebuie să existe probleme grave într-o familie și ultima măsură trebuie să fie despărțirea copiilor de părinți. Și aceasta pentru scurtă vreme. Pentru că urmărindu-se practic scopuri financiare, comercializarea copiilor și câte și mai câte lucruri ascunse, imediat ce îți dau sesizare, mai mult sau mai puțin susținută de dovezi, copiii erau luați din familie. Ori cu rezoluția adoptată ieri, nu se va putea ataca imediat în familie. Vorbim despre aceasta pentru că ne vom confrunta în vremurile în care trăim cu astfel de lucruri. Noi ne educăm copiii în spiritul în care noi înșine am fost educați și așa cum învață Scriptura. În frică de Domnul. Chiar dacă oamenii se vor împotrivi, iar ceea ce noi trebuie să le arătăm copiilor este dragoste. Dincolo de legi și reguli, cărora trebuie să ne supunem până acolo unde vin să încalce legea lui Dumnezeu. Noi trebuie să le arătăm copiilor dragoste. Copiilor noștri. Din totdeauna și pentru totdeauna primiți de la Dumnezeu. Și cu atât mai mult cu cât noi suntem speciali pentru că avem copii speciali. Așadar, se va vorbi. Și vom înțelege cum trebuie să ne raportăm la copii. Cum trebuie să acordăm educația de care este nevoie, dar să nu uităm că ceea ce avem de la bun început sunt principiile biblice. Și pe baza acestor principii ne creștem copiii. Ceea ce trebuie să le arătăm de la bun început este dragostea noastră. Prin felul în care ne raportăm la ei. Trebuie să știm totuși că metodele noastre s-ar putea să fie acceptate. Sau nu de societate. Până unde mergem în felul în care aplicăm metodele noastre. Noi spunem că mustrarea, chiar și pedeapsa acordată copiilor, este din totdeauna și dă rezultate. Și continuăm să credem așa. Biblia ne învață felul acesta. N-ai cum să nu-ți mustri copilul când merge pe calea greșită. Doar în măsura în care nu te interesează unde merge și ce face. Ori iubindu-l nu poți. Pentru că Dumnezeu ne mustră. Nu ne lasă să mergem în căile noastre. Atunci când nu pornim pe căile greșite. Vorbim despre relațiile părinți-copii. Și în aceste relații, noi trebuie să ne educăm punând acolo inima noastră, dragostea noastră și peste toate acestea înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Să nu uităm, la baza învățăturilor acestora, la baza educației pe care o acordăm copiilor, stau principiile biblice și în toate să ne lumineze Dumnezeu. Amin. Amin. Ca întotdeauna am o mare bucurie când vin aici la dumneavoastră
am prieteni buni, dar să știți că am o problemă. Nu mi-amintesc numele, să știu, nu vă așteptați să vă cunosc numele, pentru că foarte greu mi-amintesc câteva nume. Cu prieteni de mult, dar știu că fețele nu sunt foarte cunoscute. În primul rând, vreau să vă spun că a trecut mai bine de un an, Elința, de când am văzut ceva de genul ăsta. Și dacă anul trecut noi eram mult mai în urmă decât voi de întâlnirile, ca părinți, anul ăsta am avut două întâlniri, în ianuarie, în februarie. După aceea, în martie, s-au întâlnit părinții fără mine, că am fost plecată și grupul de la Timișoara vă transmită multe salutări prin internet. Grupul nostru, după cum știți, se numește ACAS. Datorită faptului că aici nu avem ocazia să facem o prezentare video, nu ne-am pregătit în sensul acesta. Nu pot să vă arăt filmulețul nostru de prezentare, că am reușit să pun la cap la coadă un filmuleț de 7 minute, dar în față cu o altă parte, dacă Dumnezeu ne va îngădui să ne scrie o carte. Vreau să știu câte persoane de aici, de față, sunt părinți. Câte persoane lucrează cu copii? Pentru că tema pe care o abordăm astăzi se referă la părinți. Și modul în care m-am gândit să facem, discutăm despre asta, m-am gândit să începem de la titlul lecției pe care vreau să spun asta, se numește Întrebarea întrebărilor și modele de creștere a copiilor. Acum, când mă refer la întrebarea întrebărilor, după părerea voastră, care ar putea fi întrebarea întrebărilor? Se aude până în capăt? Da, da, se aude. Care ar putea să fie întrebarea întrebărilor? Câteva sugestii. Relația între părinți și copii. Da, ar putea fi întrebarea, dar o numim întrebarea întrebărilor. Nu? Mai ales când vorbim cu părinți special. Care este întrebarea întrebărilor? Care n-a ocolit niciun părinte, care mi-a dat multe, multe frământări. Mihai a sugerat că întrebarea de ce. Ok, așa m-am gândit și eu. Dar mai precis, de ce eu? De ce mie? De ce am gândit Dumnezeu? De ce nouă? De ce copilul meu și nu al altuia? Și mă leg de această întrebare doar datorită faptului că dacă stăm prea mult pe întrebarea asta, pierdem timp foarte important în viața copilului nostru. Și dacă vă amintiți, cu două dăți în urmă, parcă, am discutat despre o diagramă pe care o doamnă a descris-o ca fiind diagrama acceptării viața noastră. Și acolo începeam de la un punct care se numea un punct de neacceptare. Un punct în care ne este foarte greu să acceptăm că ni s-a întâmplat nouă copiilor noștri și câte vreme suntem în punctul acela, suntem blocați și nu putem progresa. Eu am vrut să dau titlul temei Metamorfoza întrebării. Sau cum să schimbăm această întrebare de ce în beneficiul nostru și al copiilor noștri. Și este o întreagă istorie pe care trebuie să o parcurgem emoțional și spiritual ca să putem să progresăm. Dacă rămânem la o etapă în care aruncăm sub preș tot ce ni s-a întâmplat, pretindem că nu ni s-a întâmplat nimic, pretindem că totul este ok, din nou nu putem progresa. Dacă găsim o soluție în care venim cu curaj înaintea lui Dumnezeu, și spunem, Doamne, eu sunt părintele unui copil special. În viața mea s-a întâmplat acest lucru. Nu pot să știu și vreau să vă spun că nimeni care este o persoană sinceră nu vă va putea răspunde la întrebarea de ce. Nu există răspuns la întrebarea de ce.
lumea poate să încerce să spună că e un accident medical, că este un accident cromozomial, că este un defect, că este... Dar nu există nicio explicație logică care să ne spună că noi avem un Dumnezeu mare, bun, atotputernic. Și totuși, în casele noastre se nasc copii speciali. Nu putem explica un Dumnezeu plin de grijă și de iubire care ne îngăduie să trecem prin suferință de genul acesta. Și în lecția de astăzi vreau să pornim de la premisa că întrebarea de ce o transformăm, o metamorfozăm în întrebarea cum pot să, cum poate beneficia copilul meu cel mai mult în situația în care este. Și atunci, imediat, automat, ne referim la modul de a fi părinți, la felul nostru de a ne ocupa de copii. Toată povestea de astăzi o veți primi sub formă diferită, de la Eliza la urmă, doar că vreau să nu vă ocupați timpul citind, încercând să înțelegeți, mai bine ascultăm împreună și la urmă veți primi această informație. Bine? Există oameni de știință, ca în toate domeniile, care se ocupă cu calitatea de părinți. Ce poate fi mai bun în noi, care să ne ajute să fim părinți buni. Și atunci, o doamnă care s-a ocupat inițial de relația părinte-copil prin 1967, a descoperit că există două coordonate de bază care ajută sau împiedică un copil în formarea lui, în relația părinte-copil. Și o să mă refer la prima coordonată, care o vom așeza pe verticală și această coordonată vorbește despre control. Controlul pe care părinții îl exercită asupra copilului. Și în punctul săgeții avem controlul maxim, unde vom fi la părinții care se implică foarte tare, maxim sau ridicat, cum se numește diagrama noastră. Și aici este minim. Sau scăzut. Da? Controlul pe care părinții le exercită asupra copiilor este diferit. Unii controlează mai mult copii, unii controlează mai mult. Mai puțin, alții mai mult. Dacă vă gândiți la dumneavoastră, deja puteți să vă situați undeva pe această scală a controlului la mai puțin sau mai mult. Da? Cealaltă coordonată pe care vom discuta astăzi este coordonată care se numește sprijin. Și din nou, în vârful săgeții avem sprijinul maxim pe care părintele îl acordă copilului. Și aici avem minim. Acum, în funcție de astea, de diagrama asta, de cele patru căsuțe, vom identifica patru tipuri de părinți care se pot defini. Da? Dacă ne ocupăm prima dată de căsuța din dreapta jos, aici vom avea părinții care sunt puțin implicați în viața copilului și puțin oferă sprijin. Oferă sprijin minim. Sintagma acestor părinți sau cum să zic, cuvintele care îi descrie pe acești părinți ar fi copii sunt copii. Vei învăța din greșelile pe care le faci.
adică părinții nu sunt parte din viața copilului. Și tipul acesta de părinți se numește un tip neglijent sau neimplicat în viața copilului, da? Noi îl vom denumi neglijent. Să vedem ce se întâmplă în căsuța asta când părinții se neglijenți. Cum i-am descrie pe ei? În primul rând am spus, poate cineva să vină ceva sugestii, cum arată un părinte neimplicat sau neglijent? Nu se ocupă de nu se ocupă indiferent. De indiferent. Indiferent, absent, da? Complet neimplicat, am spus, da? Este detașat emoțional. Detașat emoțional, să spună că vine copilul de la școală, foarte bucuros, că l-a adunat la 10, zice, mama, am adunat 10 la română. Da, foarte bine, pentru tine o faci. Înveți din copilul care îți trebuie, în fel este trăsătura de bază acestui părinte, da? Inconsecvent în așteptări și cerințe. De exemplu, poate în categoria asta, cea mai critică categorie ar fi un părinte alcoolic, care nu numai că își neglijează copilul, dar într-o zi spune de la două la patru trebuie să-ți faci temele. A doua zi zice, nu, acum te duci și, cum era cazul unei colegi de-a mele, te duci în gunoi și cauți sticle ca să te duci să le vinzi pentru că nu mai am bani de băutură. Și atunci părintele ăsta are și cerințe și așteptări care nu au legătură cu copilul, este centrat doar pe sine și îi face copilului viața grea. Există puțină interacțiune între părinte și copil. Foarte adesea, copiii care cresc în acest mediu se culcă să spală după cum pot ei. Nu au un sprijin din partea părintei. Vreau să ne uităm la alt tip de părinți, da? O să ne oprim aici, o să descriem după aia copiii care rezultă din relația acestor părinți, da? Din sistemul acesta de creștere. Dacă ne uităm la părinții care sunt gata să îi controleze pe copii, dar pe de altă parte nu-i sprijină. Aici vom avea în căsuța aceasta. Cum credeți că s-a dăunit părinte de genul ăsta? Un părinte care foarte implicat, monitorizează, poate zice ce se întâmplă viața copilului, dar nu îi dă nici un tip pe copilului. Nu-i spune bravo, nu lucra așa. Nu are nicio răsplătire pentru copil. Tabelul la care fac referire îi denumește pe acest părinte un părinte sever. Da? Așa îi dă un tip. Părintele sever este de la A la Z plin de răbdare. Care trebuie ascultată cu sfințenie. Este foarte rigid. Rigid. Deci orice negociere care încearcă să facă copilul cu părintele de genul acesta nu se abate de la el. Ce o ascultare totală, fără explicații. Și fraza care descrie pe acest părinte este faci exact așa cum spun eu. Eu stabilesc regulile,
tu mănânci la masa mea, aici eu fac treburile, da? Ia deciziile cele mai bune, tot ce face el. Nu are nevoie de ghidare, deci acest părinte nu supraveghează activitatea copilului. Și în prietenie nu există reguli, deci nu impune reguli de funcționare, pentru că noi suntem prieteni și tot ce facem noi împreună e cel mai frumos. Deci, tipul parental în care sprijinul copilului este dăruit la maxim și, în aceeași măsură, controlul este maxim,
se numește Părintele Autorizat. El are niște reguli foarte clare și bine stabilite pe care toată lumea le respectă. Le respectă și părintele, vis-a-vis de copii, le respectă și copilul. Comunică în mod deschis cu copilul și stabilește împreună care este raportul de lucru în ce trebuie să realizeze copilul. Este în aceeași măsură și indulgent și flexibil, dar fără ca să calce regulile în care vorbeam, da? Îngăduitor. Dar în problemele legate de siguranța ta, vei face așa cum spun eu. Deci acesta este tipul părintelui care are un copil adolescent, să spunem, și adolescentul respectiv a ajuns în punctul în care a primit de la părinți permisiunea să aibă sâmbătă la discuția lui și o petreacă cu prietenii. El poate să-și petreacă sâmbătă cu prietenii, dar regula spune că eu știu întotdeauna unde te afli. Viața ta nu este în pericol, în locul în care te duci. Și în cazul în care eu consider că fi în pericol, spun, da, sâmbătă este a ta, este liberă. Dar eu îmi permit să spun nu aceste activități, ca să doamne sâmbătă. Asta e genul de părinte autoritar. Bun. Ia să vedem. Dacă ne spune Biblia ceva în legătură cu aceste genuri de părinte, credeți că Biblia se referă la toate genurile din Biblie? Din diagrama asta? Da. Sigur. Părintele permisiv are un îndemn în Biblie care îi se adresează special lui. Și anume, partea a doua, din Proverbe, capitolul 29, versetul 5. Care spune așa, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale sau părinților lui. Da? Deci, Proverbe, capitolul 29, versetul 15, este partea a doua, partea B. Părintele sever are două versete din Biblie care le-am găsit eu că s-ar potrivi cu acest părinte. Și primul găsim în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4. Care spune așa, și voi, părinților, nu întărâtați la mâine pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrare și învățătorul. Tot așa, în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 21,
să nu-și piardă nădejdea. Părintele Autoritar. Ia să vedem. Părintele Autoritar, am văzut un verset, tot din Proverbe, capitolul 13, cu versetul 24, care spune așa. Cine cruță nu iaua, vrăștă de cruță, dar cine îl iubește, îl pedepsește. Acum, termenul pedepsește poate fi tradus prin disciplina. După cum a spus, pedeapsa poate să fie negativă, sau poate să fie spre disciplina. Aici sensul versetului este către disciplină, da? Da. Vreau la urmă de tot să ne uităm la un model biblic de Petru, de creșterea copilului. Dar înainte ca să ajung acolo, vreau să vorbim despre copiii care au crescut în aceste patru sisteme. Și să vedem cum se diferențiază ei. Da? O să începem din nou cu copilul care a crescut în un sistem neglijent de creșterea copilului. Deci au crescut cu părinți neimplicați, absenți, indiferenți, detașați emoțional, inconsecvenți în ceea ce cer de bine și care sunt așa de egoiști că se gândesc la ei mai degrabă decât la copii. În cazul acesta avem un copil care întotdeauna se va baza doar pe experiența lui. A învățat să supraviețuiască singur. Este lipsit de repere și de urmare, crescut ca o iarbă sălbatică, ca un pir. Și atunci, crescând, el crede că părerea lui, oricum, nu contează niciodată. Că este foarte puțin important pentru toți ceilalți în jurul lui. Automat, are o valoare de sine foarte scăzută. Da? Va fi întotdeauna un copil timorat. Când îl vezi, nu știe un lucru să apuce și nu știe să facă. Va avea multe complexe de inferioritate. Pentru că n-a fost niciodată să fie obișnuit să fie sfătuit. El nu știe să primească sfaturi. Și când are nevoie de ele, nu le cere niciodată, bamba mult. Dacă îi se dau sfaturi, nu le primește, pentru că el nu cunoaște valoarea sfaturilor. Nu știe ce fac să ai de cineva să te ghideze. Va fi un supraviețuitor. Acest copil este un supraviețuitor, da? Bun. Ne uităm la copilul care a crescut în un cadru sever, cu reguli foarte bine stabilite, cu ascultare fără pardon, deci nu există niciun rabat, chiar dacă sunt lipsite de logică. Dacă tatăl meu spunea că la ora 7 toți copiii sunt în casă, așa vor face și el ca părinte și nu trebuie explicat de ce.
Da, tata, dacă eu mor până la 7:30, nu contează, la noi la 7 se deschidere acasă. Cam ăsta e genul extrem al părintelui sever, da? Copilul care crește într-un sistem de genul ăsta este întotdeauna foarte ordonat. N-are voie să se abate de la regulă. Este disciplinat. Este respectuos. Și este perfect subis. Dacă te uiți la lucrurile astea, nu vreau să fie calități pozitive, nu? Dar, de fapt, copilul acesta este foarte inflexibil. Nu este maleabil deloc. Este lipsit de sensibilitate și empatie față de tot ce din jur. El funcționează doar pe reguli foarte scrite. Cine a încălcat regula este pedepsit. Nu știu, nu are vorbință, nu are empatie față de alte zile. Este întotdeauna foarte critic la adresa celor din jur. Are dificultăți de comunicare. Pentru că întotdeauna îi se impune ce trebuie să facă, nu este invitat la discuție și nu știe să comunice. Este întotdeauna nemulțumit, veșnic nemulțumit, pentru că el încearcă să fie perfect așa cum se așteaptă de la el, dar niciodată nu reușește și atunci e nemulțumit față de realizările lui. Greși în definiția acestui copil înseamnă a fi un ratat. Nu înseamnă că poți să repeți ce ai făcut ca să o faci mai bine, înseamnă că ești un pic ratat. Și asta duce la o viață de minciună. Va începe să mintă ca să-și ascundă greșelile. Dacă aș vrea să denumesc copilul acesta într-un fel, cred că l-aș denumi copilul robot, frustrări. Deci el a învățat să funcționeze ca un robot, dar are o mulțime de frustrări. Copilul permisiv are o personalitate la superlativ, mai bună ca oricăruia.
frigă să aduce frigă în ceva, da? Și are și inițiativă, pentru că nimeni nu i-a spus n-ai voie să faci asta, nu-i vină să faci asta, te au oricum libertate, da? Da. Lipsa limitelor în creștere duce la neînțelegerea regulilor și rosturilor. Nu știe de ce există reguli pe lumea asta. Și automat nu le poate respecta. Genul ăsta de copii îi vezi adesea parcând fără nicio problemă pe locul persoanelor cu handicap și care e problema? N-am înțeles. Și tu ești om ca mine. Deci acum am întrebat prin cap așa imediat. Copilul ăsta va avea totdeauna o problemă. Când se confruntă cu o situație nefericită în viața lui, nu știe să-i facă față. Pentru că părinții au oferit toată fericirea din lume, au stat lângă el, nu a fost lovit, confruntat cu greutăți. La fel și cu emoțiile negative, nu știe să le gestioneze. Are o toleranță foarte scăzută la frustrare. În momentul în care e frustrat, nu știe cum să depășească, nu poate să-și impună lucrul ăsta și atunci reacționează foarte greu, da? Nimeni nu poate prezice că va avea un copil perfect. Toate au plusuri și minusuri, da? Copilul care crește cu părinți autoritari este, în primul rând, echilibrat emoțional. Comunică foarte bine, comunică eficient. Este creativ. Știe și ia decizii bune. Are inițiativă. Și are o simă de spină foarte bună.
M-a vrea să vorbim despre greutățile care le va avea copiii de centru. În primul rând, este foarte greu adaptabilă la norme impuse, mai ales dacă sunt sub capacitatea lui. Ai crescut un copil frumos și dintre punctele de vedere și te trezești că are un șef care, cine știe, nepotul cui a ajuns să fie șeful lui și ăla habar n-are nici cum să se trăiește în viață, nici cum se face munca respectivă. Acest copil crescut corect va avea probleme în sistemul creșterea. Are dificultăți în respectarea autorității. El întotdeauna va voi să discute despre relația de lucru, relația cu partenerul, relația cu cei din jur. Păstrează cu greu un loc de muncă și are nevoie de un șef cel puțin egal pentru a-l putea respecta. Dar este la fel de adevărat și cu partenerul. Trebuie să fie la un nivel egal ca să poată să fie respectat. Acum, dacă voi ați ascultat ce am vorbit noi aici, care credeți că ar fi cel mai bun model în care să ne creștem copiii? Din toate câte un pic. Autoritar. 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 Da. Și eu zic tot așa că modelul acesta oferă cea mai bună implicare a părintelui. Este modelul în care poți să fii alături de copilul tău și poți să te aștepți la rezultate foarte bune. Dar trebuie neapărat întotdeauna să fim sinceri când creștem copiii. Să învățăm că nu toți au crescut în sistemul de genul acesta. Vreau să vă spun că eu am parte de... Am parte de părinți foarte de servință. Au fost plin de înțelepciune. Și ne-au crescut foarte frumos. Și prima dată când m-am confruntat cu aspecte diferite de cele din familia mea, a fost când am fost la facultate și am trăit într-un campus universitar. Și acolo a fost prima dată când mi s-au deschis ochii că nu toți copiii au crescut într-un mediu asemănător cu al meu. A fost atât de șocant, vreau să vă spun că stăteam și plângeam pe lui. Aproape toți colegii mei aveau motive să mă întristez și să sufăr pentru ei. Dar pentru mine a fost uimitor să descoper cât de diferiți sunt părinți în abordarea lor. Și mi-am promis că părinții cam să vă ofer un model biblic despre cum să ne creștem copiii. Dar înainte de asta, legat de cele patru tipologii care am discutat aici, vreau să știu dacă există întrebări. Dacă aveți întrebare, în domana să înțeleg despre ce e vorba, putem discuta. Eu am întrebare. Dar cum poți corecta acum, după ce știu ce ați spus la asta, și știi că copilul tău are, ce a spus la definițiile astea, ce e făcut să-ți poți repara copilul? După ce ai... În momentul în care ai realizat, când ai aplicat cea mai bună metodă, da? Exact. Eu, din acele două, amândoi copii au două, exact așa, autoritar și sever. Am doi copii în listă așa, unul e un fel, unul e un fel. Spuneți cum îl repar acum. Pe cel sever mă doar. Pe cel sever. Este un fel de robot cu care nu vă puteți înțelege că trebuie să aibă relație. Da? Bun. Eu cred că întotdeauna comunicarea este chiar de bază pentru în relație. Comunicarea este primul lucru în care. Și aș pune întrebări. Ce vârstă are copilul? 21. Aș pune întrebări. Prima întrebare ar fi, cum vezi tu că te-ai influențat modul care
El a spus, din cauza ta sunt așa. Tu m-ai făcut așa. Din cauza regulilor tale. Nu mi-ai explicat niciodată. Ce spune-te? Așa ai spunea... Mă, copile, faci așa că eu spun că-s mătă. Zice, asta ți-a fost răspuns. Faci așa că eu îți mătă. Ai, acum... Acum îi invitați la o discuție deschisă în care spuneți, vreau să corectez relația noastră de părinte-copil. Îmi dau seama, nimic că am făcut greșeală în modul în care le-am făcut și vreau să corectez ce se mai poate corecta. Acum, ce se poate corecta? Întotdeauna, dacă copilului îi se garantează iubire și o întâlnire în mod real, pe asta i-am explicat, asta i-am explicat, nu ți-am arătat eu iubire, te-am închis. Dar mai am făcut ce ai vrut tu. Numai ce ai vrut tu. A doua întrebare care își pun ar fi ce putem face noi doi, tu adult, eu adult, ca să îmbunătățim în relație? Da. Ce trebuie să fac eu ca părinte, ca tu să te simți... apreciat? Nu mai apreciat. Neapărat. Ca să te simți oarecum răzbunat în copilul prea rău. Ce pot face eu ca părinte, ca tu să te simți că ți s-a făcut dreptatea în ceea ce am greșit în față de tine? Și atunci, acolo aveți deja o bază de negociere între dumneavoastră și el. Și spuneți, ok, uite, asta pot să fac, asta nu pot să fac. Asta e prea mult pentru mine, asta e prea mult. Și întotdeauna am avut și mai multe. Dacă bărbați împreună, pe rând, cuvinte reale, nu doar cum credem noi că se știa că Dumnezeu se mărută. Rugăciunea sinceră, împreună, pe rând. Știți, eu am observat că frații baptiști au un plus în rugăciunea față de noi, că se ascultă unii pe alții. Noi ne rugăm în comun și atunci câteodată nu ascultăm problemele celuilalt cu care ne rugăm. Dacă îi spui, uite, hai să vedem în mod sincer în fața lui Dumnezeu. Și eu îi spun Domnului că despre greșelile mele și că vreau să mă corectez și îi spui despre care. Poate arată să se deschide mai mult. Și acum nu trebuie să vă așteptați că într-o discuție se poate rezolva treaba asta. E un proces mai îndelungat. Și exact asta vreau să și sugerez. Acum că poate dacă o implicați o persoană, a treia persoană în discuție, care să o modereze discuția dintre voi, cum a fi Elisa, că e chiar calificată dumneavoastră, poate aveți câștig mai mult de ceva. Elisa. Da, eu doream să aduc o completare pe care o zic adesea. Îmi cer iertare pentru cei pentru care mă repet. Lucrurile se strică în timp și se repară în timp. Trebuie să vă alocați timp pentru a vedea schimbarea. În 21 de ani a fost de când nu puteți să aveți așteptarea săptămâna asta. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegeți este că pentru fiecare comportament învățat, fie bun, fie rău, creierul nostru are o cale neuronală deja foarte bine pătătorită. El reacționează instinctiv la un moment dat. Așa face. Da. Așa. Fie de frică, în funcție de context, da? Și ideea care trebuie să o înțelegeți e că dacă a fost nevoie de sute de experiențe ca un copil, ca un om să învețe ceva, la fel de multe experiențe are nevoie ca să învețe altceva. Pe principiul ăsta ne recuperăm copiii. Da? Și atunci nu puteți să aveți așteptarea asta. Se lucrează pas cu pas, pas cu pas. Cum spune Biblia, de câte ori să-l iert pe fratele meu? 70. Da. De 70 de ori câte 7. Asta înseamnă... 7, 49. 490 de repetiții. Fără să știe, pe zi. Fără să știe cercetătorii de ce scrie Biblia, au descoperit același lucru în educația părinte copil. Și sunt studii pe lucrul ăsta. Deci, trebuie să fiți conștientă că e un proces și nu trebuie să vă taxați tot timpul. Și în principiu, el rămâne înclinat spre a fi așa. Și aveți foarte, trebuie să aveți foarte multă îngăduință și mereu idei de a cobori conflictul. Dar asta e o muncă persoană la persoană pe o perioadă mai lungă. Eu aseară am vorbit și am spus așa, am ajuns cu copilul la o discuție în care i-am spus, bun, am greșit
astăzi... Nu-i suficient să fie o singură persoană. Da, astăzi e un start. Ați aflat ceva. Da, deci chiar... Da. 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 Vreau să spun că eu am crescut a doua în 10 case. Deci, înainte de mine am avut o singură soră, după mine în 8. Când am ajuns eu la vârsta de 20 și ceva de ani, cu toate că eu am crescut în timp, am avut părinți foarte înțelepți. A venit tatăl meu la mine cu lacrimi în ochi și mi-a zis, Ligiu, te rog să mă ierți. Și atunci când erai tu mică, nu am știut să fiu părinte. Am învățat pe spinarea ta cum ar fi. Vreau să vă spun că și zi de astăzi am ecoul la celor cuvinte, numele mele. El făcea referire la cariera muzicală pe care n-a știut să mă duc la vremea respectivă. Și toți frații mei după mine au terminat conservatorul și zice, Doamne, ai așa o capacitate mare și vrei să termin tot muzică și nu am știut să fiu părinte. Tot așa sinceritatea câștigă cel mai mult. Sinceritatea și dragul. Și dacă îmi doresc un lucru, este că înțeleg că e vorba de un copil băiat. Da, e băiat. Mi-aș dori ca să zicem, după perioada asta care treceți, începeți să reparați, să faceți un fel de legământ. Pentru că în el vor ieși întotdeauna la suprafață aceste caracteristici. Să-i spui, nu vreau să fii părintele care a fost el. Îmi dai voie ca atunci când văd că faci greșelile care le-am făcut eu față de tine, să-ți atrag atenția. În felul ăsta voi veți câștiga omul la care vă iubește, vă veți câștiga niște copii bine formați. Da, mulțumesc frumos. Da. Deci chiar îmi doresc să puteți să ajungi acolo și mulțumesc pentru sinceritate. Da, deci eu când ați început să scrieți, am zis băiat. Pentru că acum, chiar aseară v-am spus, noi am avut discuții pe tema asta. Da. Da. Aș avea și o întrebare privire la anumită răta copiii la mânie, dacă se poate un pic mai pălat, că mulți iau exemplu numai din Biblie. Păi, în primul rând, ce înțelegem prin avântărita? Pentru că copiii consideră că dacă îi înveți sau îi îndrumi spre lucruri, așa și le spui de mai multe ori, în privința asta, ei cred că îi mânii. Avântărita înseamnă opțiune voită împotriva dorinței celuilalt. A călca pe accelerație când trebuie a călca pe fluid, cum să zic. Asta poate să apară și în discuții, poate să apară și în... Acum, dacă o luăm legat de regulile casei, când spunem, spui, la mine regula este următoarea și câtă vreme ești în casa mea, asta e regula și trebuie să te supui. Clar că vorbim de un părinte care este din nou sever. Și atunci e mai de dorit ca dacă vreți să obțineți rezultatul respectiv, să zicem că, nu știu, hai să vorbim despre un părinte care este crescut în biserică pentecostală și crescut doi copii, are o fată de 18 ani care vrea să se fardeze. Și părintele este complet împotrivă, asta nu face parte din regulile casei mele, Biblia nu spune, nu înțeleg, când citesc în Biblie, nu înțeleg care avea voie. Atunci trebuie să ne gândim că la un copil care este deja la 16-18 ani, către vârsta adultă, vorbim despre a întâlnita. Eu să vă spun că tatăl meu a fost dirijor de chiesă toată viața. Și întotdeauna se câștigă foarte mult prin negociere. Mai ales copiii adolescenți îi doresc să experimenteze lucruri noi. Au un tumult de emoții pe care nu pot să-l canalizeze. Și atunci încearcă și una și alta. Își fac frezele cele mai aiurite. Se fardează în mod exagerat. Umblă cu mici din aia ruți, cu... Da. Acum, cum pot câștiga bătălia asta? Mă gândesc la distanță și zic, chiar dacă acum e o perioadă în care eu am să negociez cu copilul și spun așa, uite, sunt de acord ca o dată pe săptămână, când te duci cu prietenii ziua ta liberă, să te machiezi și n-am nimic împotrivă. E categoric, nu e supăcat.
asta este o moștenire a noastră, că e atemachiaiului și... acum poate spun lucruri care mă vor pune într-o situație dificilă. Dar faceți negocieri, atâta vrem cât vin lângă mine în biserică. Mi-aș dori, uitați-vă dorința mea. Propunerea mea este când născut prietenii, voi fi îngăduitoare și te las să machez. Dar te rog să nu o faci în mod exagerat. Și sigur veți câștiga mai mult decât să fie tot timpul potrivire. Acum dau un exemplu neutru, că nu știu despre ce e vorba. Și de actualitate. Așa este. Fetele adolescente și actualitate cu machiat, cu... Fiecare are dorința asta, așa că nu-i la noi, chiar în, la obiect. La noi în biserică, eu am crescut într-o biserică care, ca multe alte biserici, părerile erau împărțite despre faptul că fetele poartă batic sau nu poartă batic. Păstorul nostru a fost foarte categoric și a zis, fetele nu au de ce să poartă batic. Păstorul nostru a fost o excepție în majoritatea României, marea majoritatea României, tot în doamnă. Și nu am ajuns la vârsta adolescenței și după cum a spus, avem părinți foarte înțelepți. Am început să primim tot felul de scrisorici de la frați binevoitori și surori, care ne îndemnau să portăm batică, că suntem adolescente, mature, așa. Și eu am vorbit cu părinții, după cum am spus, la părinții autoritari, există o comunicare foarte bună de ei și am zis, uite ce s-a întâmplat acum. Și mama mea mi-a amintit și acum discuția. Ea mi-a zis, ce ar fi ca tu să citești din Biblie și atâta să te rogi până să formezi o convingere personală vis-a-vis de lucrul acesta. În loc să-ți impun eu ca părinte, în paralel cu noi, am avut o familie, tot 11 copii, care erau foarte sever părinții cu ele. Nu mergeam nici o zi la școală fără batic. Nici o iarnă nu au putut pantalon, mergeam numai cu celălalt, cu două, trei de părinții. Veșnic înghețat de fric. Fetele răscutite, tot timpul ziceau, abia aștept să cresc, să ajung la 18 ani să fug de acasă. Și au și făcut primele trei fete. Tatăl acestor fete venea săptămânal la mama mea și se dispunea. Vai, sora măcelarul, cum îți crești copiii, ai să-i pierzi rând pe rând, să vezi că tot se duc în loc. Ei, după ce i-au plecat primele trei fete, au venit la mamica și a zis, vai, cum n-am știut să-mi cresc copiii și i-am pierdut. Și da, există momente în care ne dăm seama ce am făcut eu, nu a fost bine cum se întâmplă cu sora, da? Dar putem câștiga bătălie. Ceilalți copii sau și toți rând pe rând au revenit în biserică, după ce a trecut o perioadă de rebelie. Dumnezeu este credincios față de părinții care se roagă, față de părinții care se duc copiii la binecuvântare, dar nu am văzut că se pierde. Chiar dacă există perioada de rebeliune. Dar, în contextul care discutăm, chiar cred că pentru un copil la vârsta adolescenței, părinții trebuie să fie mult mai flexibili. Poate o să discutăm altă dată despre metode parentale mai... care să ne ajute și mai mult în comunicare cu copiii. Că materialul așa de mult, acum doar cumva zgâriem la suprafață și am identificat felul în care unii părinți își cresc copiii. Dar există foarte multe metode despre care putem vorbi. Doamne, să vă binecuvinte. Dacă să nu rămânesc o întrebare, să știți că n-am purtat batici niciodată, nici în Siria nu pot bani cu biserică. Care cum simte? Eu de copil am simțit lucrul ăsta să port batic. Da. Deci sunt chemări și chemări. Eu era... Important este să facem din convingere ceea ce facem. Că dacă facem doar de ochii lumii, nu exact. Da. Da. Bun. V-am promis că am să vă spun unde este un text biblic care e foarte complex și ne vorbește despre acest model de părinte. Și el se găsește în Evrei. În Evrei, în capitolul 12, avem un model foarte precis. Și am să citesc acest capitol, nu în întregime, am să-l citesc până la, la versetul 15. Și noi, dar, fiindcă suntem conjurați cu nori așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care se așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă în ele. Să ne uităm țintă
la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și și-a de la dreapta scaunului de Domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea mintea de cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare în față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, voi te-a împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și poate cum îi iau pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care voi pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște picioare cu vie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot i-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne spunem dacă duhurilor și să vin? Că cei, într-adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfinței de Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut din școala ei roada rădătoare de pace, așa de Dumnezeu. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbăgânciți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale și mai degrabă să fie vindecat. Eu cred că ăsta e versetul cheie al oricărui părinte. Croniți cărări drepte. Pentru că este foarte, foarte bine știut că tot ce le spunem copiilor are valoare zero, pentru că ei văd mai mult decât vindecat. Și există o vorbă care mie mi-o place foarte mult, care spune așa, nu pot să aud cuvintele pe care mi le spui, pentru că văd ceea ce face. Așa se întâmplă întotdeauna în relația părinte-copil. Putem spune oricâte cuvinte vrem, atâta vreme cât noi, ca părinți, nu suntem ceea ce spunem, nu putem pretinde de a copiii noștri. Urmăriți pacea cu toți și simțirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și revin la discuția cu sora. Dacă urmăriți pacea, o să găsiți calea de rămăcire. Luați seama bine ca nimeni să nu se abate de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea răstar cu o rădăcină de amărăciune, ceea ce am văzut în viața copilului sora aici. El este plin de amărăciune, că și-a dat seama că avea o altă viață dacă era tratat de Dumnezeu. Să vă aducă tulburare și mult să fie din asta. N-am să încep să fac o exegeză, nici o predică pe acest lucru, dar eu cred că el ascunde foarte, foarte multe adevăruri în relația de părinte-copii. Biblia ne face să pedepsim cu măsură, cu intenții, când pedepsești, eu vreau să vă spun că n-am primit bătaie niciodată în momentul în care părinții mei au fost nervoși. Au avut niște reguli foarte strigite. I-au făcut atâtea prostii cât toți ceilalți nouă frații ai mei la un loc n-au făcut atâtea prostii cât mine. Și am avut mulți ani la rând în care mâncam mai multă bătaie decât mâncare. Vă rog să mă credeți. Dar n-am primit bătaie, am primit bătaie ca pedeapsă. Deci, înțelegi, dacă faci așa, asta te așteaptă. Și niciodată n-am fost bătută că mămica a fost foarte nervoasă, că ea ceva să mă bată. Mi-a zis, știi exact pentru ce urmează să fii pedepsită, acum urmează pedeapsa. Altă dată am stat afară câte două ore până trecea timpul pentru care eram lăsat afară. Am făcut multe. Da, 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 ceva în viața. Da. Nu i-ați am fost un gen de copil care, sora mea mai mare,
iar n-a primit pătea niciodată de trei. Așa de cum e tot, că puteai să lași toată casa pe îngălie și sigur funcționa foarte bine. Iar când eram în pedepsită și primeam bătaie, ea plângea și îi spunea, mă, deci așa mi-i dă milă de tine că primești bătaie. Ce contează? Am făcut ce am făcut. S-a fost propoziția vieții mele, astfel ce am făcut. Și totuși Dumnezeu mi-a dat așa de multe înțelepciune părinților mei, că au reușit să mă canalizeze. E vorba și de harul lui Dumnezeu, nu-i doar de înțelepciune, nu-i doar de să mă canalizeze, ca ceea ce vreau eu să fac, să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, un trai frumos, ce să vă spun. Apropo de bătaie, vrei să fac o prun scoate ochi, toată viața nu m-a mai bătut. Și i-am spus. Depinde și cum ar fi. I-am spus. Păi și eu am luat bătaie, dar aia nu înseamnă că n-am luat spre binele meu. Deci eu cu timp... Eu am știut exact când am luat bătaie. Că urmează bătaie. El nu realizează. Eu aici fac să vă întreb. Cum poți să-l faci pe copil ca el să realizeze? Că eu i-am explicat. Te-am bătut de atâtea ori și ți-am luat Biblia. Și ți-am pus-o în față și ți-am arătat. Te-am bătut pentru asta. Păi da, dar numai cu bătaie. Numai cu bătaie. Da. Există foarte multe reguli, foarte multe genuri de pediatru care exclud bătaie. Da, de ce nu înțeleg eu este că nici eu n-am bătut-o de o fată de 13 ani și mi-a zis mai bine mă băteai ca să nu-ți mai aduc atâta rușine la școală, că tot vorbesc că nu, tot... Nu. No. Acum, vreau și o spun ceva înainte de a mă retrage, că am avut probleme cu măseaua și trebuie să merg cu el. Vreau să vă spun ceva, dacă îmi permiteți. Deci, cu privire la toate astea patru tipuri, eu mă regăsesc să spun undeva la tipul ăsta sever și de multe ori poate este chiar este o, cum să zic, nu este doar sever, este autoritar spre sever, nu este strict. Eu am fost crescută în tipul ăsta, autoritar, sever, fără îndrumare. Deci doar, cum să zic, reguli fixe. Ce am făcut eu? Eu nu am suportat acel sistem. Nici nu-l suport nici la ora actuală. Nu suport cuvântul trebuie. Din vocabularul meu îl voi scoate definitiv și sunt foarte hotărâtă pentru asta. Pentru că în momentul când îi impui la cineva niște reguli fixe, el nu are liberul arbitru. Deci copilul ca să învață să decide, eu o spun în dreptul meu, dă-i posibilitatea, bine, mâncarea asta avem, dar la îmbrăcăminte, dacă vrea să meargă undeva, dă-i posibilitatea să aleagă, ca el să poată să învețe să ia decizie, pentru că eu la 49 de ani nu știu și mi-e foarte greu să iau decizie, pentru că tot timpul alții au luat decizii și, într-adevăr, am devenit fără inițiativă și toți ăștia 30 de ani de școală pe care am, la ora actuală, nu folosesc la nimic, pentru că nu am fost lăsată să iau inițiativă. Și astea, să știți, astea sunt niște lucruri cu care ne confruntăm ca adulți și care să știi că ai o jumătate de secol și să nu fie stare să iei o decizie și am zis eu nu voi face așa. Eu mi-am schimbat stilul. Eu am trecut la permisiv. La copiii mei, da, într-adevăr, am niște probleme de limite, că mi s-au spus la școală și de multe ori am plecat capul și m-am umilit. Dar am preferat ăsta decât ăla. Copiii mei vor ști ce să facă în viață. Și din acest motiv că a fost autoritar spre sever, eu mă duc la taică meu care mi-este în viață cât pot de rar. Ați înțeles? Eu am ajuns să fug de părinți și nu spre părinți. Nu știu restul, nu mă interesează. Deci eu m-am făcut vulnerabilă în fața tuturor ca să spun un mare adevăr. Chiar dacă sunt criticată, nu mă interesează. Deci dacă te-am avut, mai dau una pe listă. Dar am învățat ceva. În viața asta vreau să devin autentică, să spun ceea ce am de spus, dacă îmi vine să plâng și mă întreabă o soră ce faci, slavă Domnului, bine, nu-s bine deloc, chiar nu-s bine. Pentru că dacă eu spun că-s bine, ea nu se roagă pentru mine că zice că-s bine, că de ce se roage? Adică eu cred că, spunea cineva, Dumnezeu preferă de multe ori mai bine un ateu autentic decât un creștin fățarnic. Da? Să fim cine suntem și să ne dăm măștile jos, să nu fim alții, oricum Dumnezeu se implică în măști. Mai bine să fim noi. Și zic, Doamne, asta sunt, știi că sunt cea mai încăpățânată femeie din lume, dar știi și de ce am ajuns așa. Și ajută-mă ca să-mi schimb, comportamentul, că fără să vrem, preluăm stilurile astea de la părinți, le dăm mai departe, noi, de fapt, ducem mai departe un balast genetic, informațional și spiritual, care ne-au făcut și nouă rău, și în momentul când lucrurile sunt prea inflexibile, luăm decizii proaste în educația copiilor noștri, că zicem că ăla e mai bun, că eu nu vreau ca
și copilul meu să crească așa și de multe ori prin asta facem rău fără să ne dăm seama copilul nostru. Deci să zic că din toate astea, oricum, spunea un scriitor chinez că adevărul cel mai greu este să găsesc calea de mijloc. Să nu fii nici prea dur, dar nici prea permisiv. Calea de mijloc. Mulțumesc, mă scuzați dacă am deranjat. Vreau să vă mai punctez câteva caracteristici sau semne care arată că ești un părinte bun. Și doar îmi felicitări, că am să rog să cartele care mi-a oferit să ne seroxeze chiar pagina asta, n-am vrut să învățată. Eu am vrut să vin cu materialul pregătit și am rămas acasă fără toner și din toată asta vă. Asta, asta. Și iată că vă. Bun. Semne care arată că ești un părinte bun. Copilul își manifestă emoțiile în fața ta. Vine la tine și te caută când are o problemă. Îți spune ce gândește, fără să fie frică de reacția ta. Reacționezi fără să îl critici când îți spune ceva și fără să îl etichetezi. Să-i spui ceva de genul, că întotdeauna tu ești prost. Aia sunt niște etichetare, da? Îl încurajezi să facă ceea ce îi place. Impui anumite limite pentru siguranța lui. Și fac, repar greșelile făcute față de copii. Ceea ce încearcă să facă. Reparăm greșelile pe care le-am făcut, da? Câte prima persoană a primit așa? De familie și să vedem câte copii mai e nevoie. Da? Ați la Sorina. Nu, aveți nevoie? Da. Și anul acesta repetăm această activitate. Ea se va desfășura în perioada 23-27 iulie. Va fi cu programul în fiecare dimineață de la ora 10 până după masa la ora 2:30. Oricum, foarte greu eliberăm sala, că ne oprim să ora 4 cam de fiecare. Și e un moment absolut de frumos, încât
N-aș vrea să tratați, dacă vă permite să veniți în perioada respectivă în Timișoara, vom coordona prin Elisa, lucrul care vine. Ați avea posibilități la biserică și când vreți mai acceptați la cazare? Există anumite biserici care au spații de cazare. Trebuie să văd cum pot să mă coordonez, că am și vorbit cu Elisa despre o variantă în care s-o răsărară, care e foarte implicată să lanseze ideea în biserica lor pentru cazare. Dacă nu suntem foarte, foarte bucuroși, poate că reușim să găsim și saltele suplimentare care le punem într-o sală de sport ceva și sigur ne cazăm. Trebuie să fie acces la baie în cazul. Da, să fie acces la baie, să fie dușuri, o să căutăm condiții minime. Am o problemă majoră. Acum, noi facem multe activități în Timișoara. Adevărat că am trecut, am vreo 250 de voluntari în total. Nu pot să le cer mai multe săptămâni. Și până când se întâmplă săptămâna atelierelor, sunt singură cu colegul. Deci suntem în două persoane. Foarte greu să ne coordonăm toate. Așa că am nevoie să vă rugați pentru noi și rezolvăm. Să încercăm. Până în prezent am înțeles că m-am scris. Da, deci eu așa mă înțeles și am anunțat că va fi cazare în familie, micul dejun asigurat în familie, activitate până la două sau patru. Am zis că ultima dată e un film și cine mai rezistă rămâne la film. După și în perioada asta de dimineață până după amiază, acolo sunt gustări. Da. Și după aceea fiecare merge în oraș și comandă ceva. Și acum cred că foarte mult depinde de familia la care veți sta. Dacă își permit sau dacă au timp să pregătească ceva, veți mai avea, dacă nu și de cine vă îngrijiți. Poate fi în cazul și nu trebuie decât ceva fructe, ceva să vă poliți. Deci eu așa am anunțat. Da. Da, oricum se găsesc tot felul de variante. Și transportul, fiecare sportă, că aveți biletele. Da. Se poate mânca de centru la 10 lei, 11 lei. Da. Și sunt la studenți acolo, iar... Da. Deci dacă doriți, acum să mai fac înscrieri. După aia gata. La Ligia. Bine, am trecut, am avut până la, este așa puțin mai non-conformistă, am avut până un greu drepturilor, vă primeam și ziua de prietene, că am avut, în ziua începerii, am trecut, n-am știut exact cât vor participa și cât voluntari, dar n-a rămas niciun copil fără voluntar, am mai mulți voluntari decât copii, să văd foarte bine, că asta e o parte care nu vreau să o pierd, să se numește integrare. Și copiii am avut voluntari tot de pe la aceeași vârstă, de pe la 5 ani până la 50 de ani. De toate categoriile. Și a fost o bucurie fără margini. Bine. Okay.